Mamaia a fost controlată cu predilecție pentru că zona cluburilor atrage cei mai mulți petrecăreți. Polițiștii au găsit 6 localuri de lux care nu au luat măsurile necesare în vederea respectării normelor de protecție sanitară și distanțare fizică. Altfel spus, erau mese multe și foarte apropiate. 2 operatori economici au fost sancționați contravențional de 3 ori cu amendă în cuantum de 30.000 de lei, iar alți 2 operatori economici au fost sancționați contravențional de 2 ori cu amendă în cuantum de 20.000 de lei. Amenzile s-au dat cu repetiție pentru că administratorii n-au reacționat în niciun fel după prima sancțiune. Au continuat să funcționeze în aceeași configurație, iar polițiștii care s-au întors să-i controleze iar au mai tăiat câte o amendă. Motivul era același. Nerespectarea modului de amenajare a teraselor privind distanțarea fizică și locul prevăzut la mese. Toată vara s-a întâmplat la fel și amenzile au curs în fiecare weekend. Nordul stațiunii Mamaia, care atrage clienți cu bani, a fost tot timpul campion la sancțiuni. Peste 200 de polițiști și jandarmi au acționat în weekend pentru verificarea respectării măsurilor de protecție sanitară, în vederea prevenirii și limitării infectării cu virusul SARS-CoV-2 în principalele zone aglomerate de pe litoral.